apele din ținut. Un micuț orășel este așternut, este plin de aventuri, dragii mei, și plin de prieteni voinice. Dar nu trece prea mult și apar un bucluc. E timpul pentru eroi, chemați-i pe eroi. Eroii orașului vin ca-n zbor. Fiona stinge repede orice foc. Oli nu închide ochii deloc. Corbul calamităților n-are noroc, dar totul se rezolvă pe loc. Dar nu trece prea mult și apar un bucluc. E timpul pentru eroi, chemați-i pe eroi. Eroii orașului vin ca-n zbor. Eroii orașului. Crocodilul flămând. E foarte somn. Nu știu dacă azi m-ar putea înviora ceva. Dacă nu se întâmplă ceva în curând, voi adormi iarăși. Ce? Ce a fost asta? Oh, un crocodil? Ajutor! Tradidadidu! Tradidadida! Tradidadidadidu! Salutare, Tommy! Corbul calamităților, salut! Ce zi frumoasă! Văd că și tu te bucuri de soare! Da, desigur! Tu încotro mergi? M-am gândit să merg la Frankie Fructul. Un măr pe zi și nu te cuprinde rugina, așa spunea și bunicul. Pe vremea lui nu prea aveau fructe. În loc de fructe, pentru vitamine mâncau rămurele și rădăcini. Rămurele și rădăcini? Cred că glumești. Acelea nu se pot mânca, nu-i așa? Ba da, am auzit că rădăcinile sunt foarte sănătoase. Sunt pline de vitamine. Bunicul era puternic datorită rădăcinilor. Ar trebui să plec, ne vedem mai târziu. Pe curând! Rădăcini? Mare și puternic? Serios? Ei bine, eu cred că porumbeii sunt foarte frumoși. Ha, poate că sunt frumoși, dar sunt obositori. Îmi murdăresc mereu megafonul. Ți-l murdăresc? Dar cum reușesc ei să facă asta? Păi tu ce crezi că fac, Polly? Aruncă semințe sau ceva de genul ăsta. Semințe? Dacă ar face doar asta... Atunci, ce vrei să spui? Serviciul de urgență. Da, înțeleg. Vai de mine. Bine, terminat. Atenție, un pui de crocodil este liber lângă port. Era să o muște pe Cindy hidroavionul. Un crocodil? Pare ceva grav. Așa e, trebuie să-l prindem cumva. Da, ar fi bine să vă grăbiți. Acum este... momentul să intervenim! Era mare și puternic, fiindcă a mâncat o rădăcină? Ei bine, nu voi păți nimic dacă încerc! Salut, Cindy! Ce se petrece aici? E o situație destul de agitată. Nu prea simpatizez creaturi care au dinți ascuțiți. Nu prea te poți baza pe ele. Liniștește-te! Unde l-ai văzut ultima oară pe acest crocodil? Ultima oară? Crocodilul e aici! Uite-l! A fost aici mereu! Serios? Oh! Bine, se pare că lui îi place să stea cu tine. Da, dar eu nu am dinți ascuțiți. Cred că o să mutăm acest crocodil. Se va simți bine și la grădina zoologică. Da, merg la șantierul de construcții să-i chem pe Tracy și pe Săpătură. Săpătură poate pune crocodilul în remorca lui Tracy, apoi Tracy îl duce la zoo. E o idee bună. Eu rămân aici, o ajut pe Cindy să stea cu ochii pe el. Da, te rog!
Nu vreau să mai rămân singură cu el. Pe curând, revin imediat. Salut, prieteni! Aveți timp să mă ajutați cu ceva? Salut, Fiona! Sigur că avem timp! Cu ce te putem ajuta? Am văzut un crocodil mic care e liber în port. O sperie pe Cindy hidroavionul. Avem nevoie de voi pentru a-l scoate din apă și a-l duce la zoo. Ne ocupăm noi de asta, nu-i așa, săpătură? Ei bine, e urgent? Nu avem timp să ne terminăm gustărica? Haide, săpătură! Putem termina mai târziu! Să mergem! Haide! Bine! Grozav, ne vedem mai târziu la zoo! Eu mă duc înainte să o avertizez pe Zufi că aducem un pui de crocodil. Bine, Fiona, pe curând! De ce nu vrei să ieși? Oh! Doamne, vai de mine, corbule! Am reușit să rup rădăcina în două. Rădăcina? Eu eram îngrijorată pentru tine, nu dacă ai reușit sau nu să rupi o rădăcină. Să știi că data viitoare trebuie să ai mai multă grijă, corbule. Da, desigur, mulțumesc că nu m-ai lovit. Acum trebuie să ajung la zoo. Trebuie să o anunț pe Zufi că Tracy e pe drum și îi aduce un crocodil. Pe curând! Un crocodil? Oh! Poate că... Ei bine... Gata, gata, liniștește-te, micuțule. Pare speriat? Nu, nu cred. Sunt sigur că va fi mulțumit de zoo. Și eu sunt mulțumită că nu mai sunt înconjurată de dinți ascuțiți. Nu te îngrijora. Acum ar fi bine să revin la muncă, să continui. Să continui să mănânci? Pornesc spre grădina zoologică. Pe curând! Vin și eu cu tine acolo. Ar fi minunat! La revedere! Și bine. Mulțumesc! Pe curând, prieteni! Pe curând! Salutare, dragii mei! Și voi vă bucurați de razele soarelui. Nu-i așa că e o dimineață minunată? Salut, Tommy! Da, așa e. Dar noi transportăm un crocodil acum. Un crocodil? Nu-mi vine să cred! Unde e? E chiar aici. Vai de mine! Așa e! Sărăcuțul e foarte flămând! Nu cred că... Ține, micuțule, sunt banane de calitate! Oh, îi vei da toate fructele? Eu am mâncat destule la Frankie Fructul și nu mai trebuie. Ei bine, mă întorc la garaj! Salutare, dragilor! Pe curând! Salutare! Corbul calamităților, salut! Ce mai faci? Spuneți-mi, crocodilul e la voi chiar acum? Am auzit de la Fiona că duci un crocodil la zoo! Da, e în remorca lui Tracy. Ce a spus? Mâncare? Cred că este foame. Doar atâta, micuțule. Poate că nu are gust bun, dar dacă o mănânci, crești mare și puternic. Crocodililor le plac rădăcinile. Evident. Acum trebuie să plecăm. La revedere. Pe curând! Săpătură, aici erai? Credeam că ai treabă. Da, urma să... Voiam să cumpăr mâncare pentru crocodil. Poftim. Înțeleg. Nu încercai să te strecori la o pauză de masă, nu-i așa? Eu? Nu. Bine, pe curând, săpătură. Bună, Zufi! Avem nevoie de tine. Desigur, dar spune-mi ce e. Am găsit un pui de crocodil lângă port. Speram că îl vei putea primi aici. Tracy și Polly îl aduc chiar acum. Un pui de crocodil? Aduc imediat ceva să-l car înăuntru. Grozav! Acest micuț crocodil mănâncă incredibil de mult. Da.
da, mănânc aproape la fel de mult ca săpătură. Salutare! Nu ați vrea cumva un hot dog? Nu, mulțumesc, eu nu vreau. Măcar e cineva care nu mă va refuza. Ține, prinde! Nu cred că se va sătura niciodată. Haide, Poli, să-i ducem lui Zufi. Da, ar fi timpul să-l ducem acasă. Salut! În sfârșit am ajuns. Da, aștept cu nerăbdare să cunosc acest mic crocodil. Vai de mine, ce s-a întâmplat? Nu mai e deloc mic. Așa e, cădița aia nu e destul de mare pentru el. Toți cei pe care i-am întâlnit i-au dat de mâncare, așadar presupun că a crescut puțin pe drum. Da, cred că tu ar trebui să-l duci până înăuntru, Tracy. Nici o problemă, arată-mi unde și-l voi duce până acolo. Eu și Fiona trebuie să ne întoarcem la stație, dar vă mulțumesc tuturor pentru ajutor. Da, îți mulțumim foarte mult, Zufi, că i-ai oferit crocodilului nostru un nou cămin. Oh, e plăcerea mea. Sunt sigură că aici va fi fericit. Pe curând! Așa, micuțule! Bun venit acasă! Salut! Cum a mers? Ați reușit să-l prindeți pe micul crocodil? Da, a fost ușor. Însă era atât de înfometat încât cerea de mâncare tuturor celor pe care i-am întâlnit. Când am ajuns la grădina zoologică, nu mai era mic. A fost amuzant. Crescuse atât de mult încât n-a mai încăput în cădița pe care i-a adus-o Zufi. Vai de mine! Mă bucur nespus că ați reușit să-l luați din port. Un crocodil nu are ce căuta acolo. Da, Cindy s-a bucurat să scape de el. Ha? Ce-a fost asta? Hei! Păi, cu siguranță nu sunt semințe, nu? Exact asta am vrut să spun. Nu e plăcut să fii murdărit de porumbei, oricât ar fi ei de drăguți. E tipic. Și eram proaspăt lustruit și curat. Murdari sau curați, sunteți tot eroii mei. E minunat că totul e așa cum ar trebui să fie. Cum ar trebui să fie? Trabidabidu, trabidabidi, trabidabidabidu. E atât de mare, poți să spui orice despre poveștile lui Tommy, dar o mică rădăcină a făcut ca acest crocodil să devină imens. E incredibil!